Salutare! Perioada optimă de recoltare a lăstarilor pentru altuirea pomilor fructiferi se stabilește în funcție de două criterii. Odată, este bine să se facă cât mai aproape de momentul altuirii, asta înseamnă cât mai aproape de primăvară, dar pe de altă parte, trebuie să se facă înainte ca pomii să intre în vegetație, înainte ca seva să pornească prin lăstari și să se umfle muguri. Ținând cont de aceste două criterii, perioada optimă pentru recoltarea lăstarilor este luna februarie. Dar, este un mare dar. Vremea s-a schimbat foarte mult și avem iarna temperaturi de primăvară. În luna ianuarie, care popular îi se spune gerar, temperatură de 15, poate și 20 de grade, de gerul bobotezei, aici au fost 13 grade, gerul bobotezei, așa îi se spunea în bătrâni. Azi, 8 ianuarie, atenție, am avut surpriza să văd floarea de cais înflorită. Nu am văzut așa ceva și deja încep și altele, deci e aproape ca și cum ar fi primăvară. Mugurii la cireș aproape că stau să plăsnească. Mărarul crește ca fot frumos. Buburuzele au plecat la plimbare, iar trandafirii doar stau să înflorească. În aceste condiții nu mai este de așteptat. Pomii, dacă nu au intrat deja în vegetație, vor intra în curând. Drept urmare, lăstarii, altoii, trebuie deja recoltați. La orice pom se recoltează doar altoi de un an. Aici am un piersic. Pur și simplu păstrăm la ce grosim. Mai subțiri, mai groși, nu contează. După cum considerăm că avem nevoie, să fie lăstari sănătoși, să nu aibă urme de boli. La meri, la fel, lăstari de un an, pe care îi putem tăia la inel, spre deosebire de piersic, unde tăiem începi cu porțiune scurtă. La mur putem să eliminăm complet de la inel. La fel și la păr, de fapt la semințoase, măr, păr, gutui, la fel putem tăia la inel. La prun, nu scurtăm primii 3-4 ochi, 1, 2, 3, 4, pentru că aceștia de obicei sunt și cu flori, scurtăm deasupra, la un scurt cep. Se vede foarte bine că la bază sunt 2-3 muguri, dintre care unul vegetativ, iar ceilalți floriferi. La cireș este cam ca la prun. Mugurii de la baza lăstarului sunt floriferi și nouă nu ne trebuie decât cei vegetativi, așa că vom tăia undeva mai jos, după 3-4 muguri, în această zonă unde avem muguri vegetativi. După ce am recoltat altoii, îi legăm să stea cât mai drept și îi tăiem la niște dimensiuni rezonabile de 30-40 cm, cam cât să intre în frigider, și apoi îi vom ambala într-o folie de tip stretch, din aceasta de ambalat. Iar la final punem și o etichetă să știm despre ce e vorba. Soiul pe care l-am pus. Cam asta este tot legat de recoltarea lăstarilor pentru altuirea pomilor fructiferi și păstrarea lor până în momentul altuirii. Vă doresc multă sănătate!